Unul dintre cele mai așteptate momente ale zilei, proba va începe în câteva momente aici. E căldură mare, peisajul e de vis și patru fete sunt gata să intre în luptă. Proba am numit-o Domino. Da, sunt 31 de piese care trebuie așezate pe o bârnă. Bârna este suspendată, prinsă de frânghii. Mai mult decât atât, există niște țăruși, da, peste care vor trebui să treacă fetele. Acolo mai există o bârnă paralelă. Ele se vor urca pe acea bârnă paralelă și vor așeza piesă cu piesă. Un amănunt extrem, extrem de important este că nu au voie să ia decât două piese. Repet, n-au voie să ia mai mult de două piese. În cazul în care una dintre piese sau mai multe piese cad, ceea ce aveți voi de făcut este să le luați, n-aveți voie mai mult de două, vă întoarceți, vă urcați din nou pe bârna paralelă și săriți câte un gărduleț, cum l-am numit eu în termen sportiv, peste țăruș. Când completați bârna cu toate cele 31 de piese de domino, veniți, luați mingea din spate, da? Și suportul, vă duceți, o așezați, reveniți aici și dați drumul la domino. Câștigă cea care reușește să introducă mingea în coș. Nu pot decât să vă doresc mult, mult succes. Înainte de start am nevoie de aplauzele voastre încă o dată și vă mulțumesc, eu mai puțin, și fetele care concurează aici. Bun, ne pregătim de start, da? Pe locuri! Fiți gata! Start! Au început. E foarte important cum așează fiecare piesă, fiecare piesă în parte. O să vă explic mai târziu. Nu vreau să dezvălui foarte mult ceea ce se întâmplă. Patru piese deja avem de culoare albastră. Alexandra. Ca lucrurile să fie clare, culoarea roșie este Adina, albastru Alexandra, portocaliu Alexa și verde Cindy. Hai să vedem numărul de piese până în acest moment. Se descurcă foarte bine, văd Cindy, are 6 piese, la fel și Alexandra, destul de calmă și Alexandra, la fel și Cindy. Multe dintre concurente probabil se grăbesc, dar este foarte important felul în care așează piesele, dar acum n-o să vorbesc tare ca să nu mă audă, ci distanța dintre ele. Repet, distanța dintre ele este foarte importantă, pentru că dacă piesele nu se ating, nu se poate crea domino. Adina pare calmă și ea, se descurcă foarte bine Alexandra. Avem în acest moment, până în acest punct, să spunem, o luptă între Alexandra și Cindy ca număr de piese de domino așezate. Vă reamintesc, sunt 31 de piese, dar extrem, extrem de important este și ce se va întâmpla ulterior. Pentru că în momentul în care vor declanșa dominoul la capăt, spuneam în prezentarea traseului, este așezată o minge pe un suport și aceea trebuie să intre într-un coș care seamănă cu cel de basket. Se aud încurajări de pe margine, calm, pe liniște, cu răbdare. Cindy merge foarte bine și cred că a trecut, este prima care a trecut de jumătatea traseului. Încurajările au legătură normal cu calm, cu răbdare. Se descurcă foarte bine și Alexandra. E un mic ecart, o mică distanță între Cindy și Alexandra. Alexandra puțin mai repede, vine o încurajare de pe margine. În continuare, avans de două piese în acest moment pentru Cindy. Mă uit, iarăși vorbesc un pic încet, mi se pare că între ultimele două piese e distanță un pic cam mare la Cindy. De aceea spuneam că nu e bine neapărat să te grăbești. Să vedem distanța, repet,
celor două bârne paralele este de 6 metri. Foarte calmă, Cindy. Trebuie să fie foarte atentă în momentul în care trec peste țăruși. Trebuie să n-au voie să sară câte două și cade. Cade la Cindy, exact ce spuneam. E foarte, foarte important. Au căzut toate piesele. Toate piesele. Probleme și pentru Alexandra. Se urcă pe bârnă, Cindy, aceasta este regula. Iată cum totul se poate nărui într-o clipă. În față erau Cindy și Alexandra. Graba de multe ori e cea care creează probleme. În sensul că o mică atingere, să spunem, a metatarsului, a tibiei pe acel țăruș poate balansa bârna. Da, Cindy trebuie să rămână pe bârnă. Cindy, nu ai voie să cobor, trebuie să rămâi. Nu trebuie. Trebuie să rămâi pe bârnă. Aici sunt, trebuie să rămâi pe bârnă. Acolo, e ok. Așa. Da? Să vedem câte piese mai are Adina. 2 și cu 3, 5 piese, tot 5 piese sunt trecute și în dreptul Alexandrei. A reușit Cindy să le repună pe toate. Auziți respirațiile fetelor. Hai, Adina, se aude de pe margine. Privește, măsoară distanța dintre ele. Dau drumul la alergat, la sprint. Încă 2 piese. În acest moment mai avem pe măsuță o piesă roșie, una albastră, una portocalie și una verde. Cine va câștiga, deși au fost în față atât Cindy, cât și Alexandra? Cindy pleacă prima și ia piesa verde, ultima. Sprint și pentru celelalte 3 concurente, Alexandra, Alexa și Adina. Se aud aplauzele, cred că prima este Cindy totuși. Oho, eroare pentru Alexandra. Bine, bine, Cindy! Cindy a terminat, dar are o problemă. Are o problemă. Cindy se urcă din nou și le repoziționează. Am spus la început că distanța dintre piese este esențială. Nu e doar de atenție, este și de logică. Și cea care a plecat mai greu este vorba de Adina. Haide, se aude. A pus mingea și suportul este prima și vedem piesă cu piesă și cade ca două piese. Trebuie să te urci, să le reașezi și să o iei de la capăt. Două piese roșii sunt jos, deși a fost cea care a terminat prima. Ne întoarcem. Alexandra duce tensiunea la un alt nivel și pleacă să ia suportul și mingea albastră. Respiră din greu pe culoarul roșu Adina și așează suportul Alexandra, așează și mingea cu atenție. Să vedem că cad piesele portocalii. Alexa, dar acum ne uităm la Alexandra. Piesă cu piesă, piesă cu piesă, piesă cu piesă, piesă cu piesă, piesă cu piesă și nu! Se oprește! Se oprește și la Alexandra. Mai cade o piesă la Cindy, care a pus și ea mingea. Hai să vedem, Alexandra e sus. Cindy trebuie să se urce, da. A înțeles regulamentul, îl respectă, se urcă și reașează piesele. Cât de aproape a fost Alexandra? Se scandează de pe margine, verifică distanța. Repet, un amănunt extrem, extrem de important. Alexandra ridică piesă cu piesă. Și vedem ce se întâmplă la roșu. La roșu! Adina, mai cade o piesă și încă una! Nu! Mai erau 4 piese! Doar 4 piese! Hai, Adina, ia-o de la capăt, că se poate!
E de răbdare. Trebuie să crezi. Ia-o de la capăt. Așa a făcut și Alexandra. Cindy! Mergem în partea cealaltă la Cindy. Cindy încep să cadă piesele. A avut timp să măsoare, dar s-a oprit din nou după ce au căzut. Ia să văd. 2, 4, 6, 7 piese la Cindy. A fost a doua încercare. Nu știu dacă pot să le iau pe astea. Ho, încep calculele. Încep calculele la Alexa. O eroare aici. La roșu. La roșu, din păcate, Adina. Mingea a intrat în coș. Va trebui să repoziționeze mingea și pe suport. Din... Se aud încurajări de pe margine pentru Alexandra. Din nou emoții. Cindy cred că va împinge, nu? Nici Alexandra. Reașează piesele Cindy. Seamănă cu un joc de șah. Realmente seamănă cu un joc de șah în aceste momente. Ho, Alexandra, doar două piese au căzut. Doar două piese au căzut. Incredibil. Ce moment, Cindy așează piesă cu piesă. Le mută puțin înapoi. Alexandra, atenție la ea! Nu! Ba da! A, fantastic! Incredibil! Și Alexandra câștigă! Alexandra câștigă! Uluitor! A avut noroc, puțin noroc, la două piese, una aflată la jumătate și una aflată în ultima parte a traseului. Cindy și ea foarte aproape de victorie. La fel și Adina. Alexandra, hai. Bravo, felicitări. Mulțumesc mult de tot. Hai, respira un pic, că am nevoie de câteva vorbe de la tine după o asemenea probă. Mai greu ca în bazin, nu? Da, mult mai greu. Ce ți-a creat cele mai mari probleme? A început calmă, am văzut. Am început calmă, dar am văzut puțin așa din codul la ochi, așa că am văzut, da, cu coada ochiului, că fetele erau puțin mai în față și m-am panicat. Dar am zis să-mi păstrez calmul, pentru că altfel nu ajungeam nicăieri. Și m-a ajutat și colegii puțin, deci le mulțumesc. Am auzit câteva voci unde îmi spuneau acolo trebuie mai să dat mai în dreapta, mai în stânga și m-au ajutat. Să nu uităm că totuși, după această nebunie, după această probă fantastică, ai 80.000 de lei. Bravo! Felicitări! Adina, cum a fost? Am crezut că o să câștig până s-a oprit aici, la câteva. Incredibil. Da. Incredibil. Ce-ai greșit? Cred că n-am calculat bine distanța aici penultima dată, m-am panicat. Dar ai fost atât de calmă, indiferent. Nu știu. Nu, dar erau în față mult și Cindy și Alexandra și tu erai calmă, liniștită. Nu m-au deranjat strigătele către celelalte persoane, nici nu mi-aduc aminte bine dacă le-am auzit, dar într-un final am auzit numele meu și asta mă cam enerva foarte mult, pentru că am fost calmă, cum a zis și Cosmin, și într-un final nu am idee ce s-a întâmplat. Cred că am început să mă enervez sau să mă panichez. Mergem la Alexa. Spune pentru tine ce a fost cel mai dificil în această probă. N-am aproximat cum a trebuit distanța și asta mi-a adus dificultăți pe parcurs și la final. Și... Da, am văzut că la un moment dat ești și enervat când ai văzut că ai așezat 31 de piese și mai rămăsese o bucată din bârnă, din scândură, nu? Da. Și până te-ai dus și ai luat-o de la capăt. Mă enervez foarte repede dacă ceva nu-mi iese sau... Na, nu mă descurc prea bine. Dar întotdeauna trebuie să fiu cu zâmbetul pe buze, indiferent de situații. Cindy! Ai stricat-o rău? Păi da, m-am și împiedicat, nici ne-am aproximat bine. Nu mai țineam minte dacă trebuie să mă întorc de la început sau puteam să fac așa. A pierdut o grămadă de timp până m-am gândit și asta e. Sunt foarte supărată pe mine, sunt dezamăgită.
Dar nu pot să mint, când am văzut acesta, că știam că o să pierd. Ce pot să zic, că o să câștig? Nu, că știam că o să pierd. Nu e pentru mine, știu că nu am răbdare. Deocamdată, Alexandra e fericită, că are 80.000 de lei și respiră ușurat așa. Iar voi, celelalte trei, normal, vă gândiți la proba următoare, vă gândiți și la faptul că puteți părăsi insula de 1 milion. Contează foarte mult pentru mine că mai am încă o șansă să arăt ceea ce pot și să câștig următoarea probă, să pot rămâne cu colegii mei în tabără. Foarte mult îmi doresc să recuperez brățara și să rămân între colegii mei aici la pe insulă. La următoarea probă am să dau tot ce am mai bun, pentru că nu sunt învățată să pierd. Alexandra, hai să-ți iei brățările în valoare de 80.000 de lei. Bun, cum vrei? Așa. Ia, bun. A treia brățară și, în fine, ultima. Astea sunt. Ia, le poartă pe mâna dreaptă. Total 80.000. Bravo, te felicit încă o dată. Mulțumesc. Felicitări. Mă simt extraordinar și cu foarte multă putere cu aceste brățări. Noi ne vom reîntâlni în runda decisivă.